sunt Georgiana și vă invit să urmăriți emisiunea Urban Life, o emisiune dedicată tinerilor băcăuani și nu numai. Invitatul din această seară și are originea din Republica Moldova. Muzica pe care o compune și o interpretează reprezintă un amestec de stiluri. Puțină inspirație și muzica originală este exact noutatea pe care o aduce pe piață. Vă invit să-l urmărim pe Pavel Stratan. Azi încep cu piesa care se numește Lunuța. E bine așa. Poate un pic mai tare. Pentru sală, aici e ouă bine. Azi la noi în sată e sărbătoare pentru tăți. Nimeni nu rămâne acasă, este tată la caț. Lasă lumea să înțeleagă că eu-s plecat. Cu băieții mă întâlnesc la club în sat. Eu iotară și gitară, restul de-ți e Zina n-are și aduși, da e bine e. O măie și filuluță, vine cu puturi. Ghiță vine cu căruța și am dispărut. Deal-i mare, dacă calul nimenui. Când ajungem în păduri și nu-i dăm șălui. Și mai am ceva cu și să ne distrăm. Calul lasă pască iarba, noi am să fumăm. Stăm cu tăței grămăjoară, focul face fum. Uite o șoară care zboară, da moie în șalun. Genocur și încet din tară, lunică pe gât. Eu mă sprijin în chitară și șapa mai cânt. Când mă uită de la muchiță cu luluța lui. Și-o făcută la între dânsul loc de locul noi. Dar și țină-n faci ce semne, asta o însemnat. Să ne ducem după lemne, gata am plecat. În noapte ca în poveste cum au dat-o fost. Tu eleamnă că o să înseamnă, dar eu făt frumos. Nu mai zic de ghiță cu luluța lui. Nu-i așa poveste în lume, pur și simplu noi. Când cucu în păduri, eu-i zvârlă dolari. Luluța e ca tămurie, ghiță prin tufare. Zina îmblă cu bacalul, vrea să-l lupă de plin. Eu mă duc să caut calul și mă-ntorc cu jin. Dar cu mine eu ghitara-n calului să-i cânt. Să-mi țaleagă morcu graiulea și vedea plângând. Dar-i promit pe când ne-ntoarce mă rupă din portofel. Și-i dau drumul să se ducă unde vrea și el. Cât de duce viața când cu tății stăm. Să-ți ieșe pătărânii, noi le ascultăm. Îndăutură, fete, dai mai trage în fum. Uite așa gustăm din tăi și ne pare bun. Și ne pare bun. Și ne pare bun. Și ne pare bun. Pare bun, câte de dulce viața când uita să-i stăm. Chiță frâșe pătărări, noi e le ascultăm. Cu băutură fete, dai mai ne trage-n fum. Uite așa gustăm din tăie și ne pare bun. Câte de dulce viața când uita să-i stăm. Chiță frâșe pătărări, noi e le ascultăm. Cu băutură fete, dai mai ne trage-n fum. Uite așa gustăm din tăneșe, ne pare bun. Vă mulțumesc frumos. Piesa așa se numește, tipic moldovnesc. Eu, de când mă țin minte, nii ne-au plăcut numai băuturile care încep cu litera Ș. Și gin, și vodcă, și lichior, și piere, și coniac, și... și restul. Și restul.
să adună lumii care știi ce înseamnă greu. Normal, printre lumea asta bună și eu. Mă urmă vieții moarte, bat, dar parcă-i jiu. De dânsă nu mă răd că situația o știu. La păutură încă nimeni nu le-a îndrecut. Dar pentru asta hai să o luăm de la început. De la început. Hai să o luăm de la început. Dimineața lumea știu că vor să pleci de la căs. Dar de la vărut pana făcută-i tare multă de măs. De ce să te duci acasă și să te-ntorci iar înapoi? N-ară și mai bine să rămâi aici lângă butoi. Așa-i de tine cât te bucurie și vrei să țăpătau. Decât paharul într-o canăsip. Băieții îmi repetă gestul de pic moldovnesc. Moldova mea frumoasă, eu te iubesc. La sănătate multe am, ce asta datorii tăi. Când am băut și n-am fumat, până clasa întâi. La sănătate multe am, ce asta datorii tăi. Când am băut și n-am fumat, până clasa întâi. Vă mulțumesc! Cred că băieți vă dați seama unii cânt fata și unii băieți. Piesa în seara asta vreau să facem atât. În seara asta vreau să facem atât. Eu n-am băut, dar vreau să mă îmbăt. Eu mă fumez, dar vreau să mă fum. Când faci de tăte, parcă tăte-i bun. Deschide dulapul, mă să o desfaci. Așterni patul, deși ștaci. Nu da întrebări, nu aștepta răspuns. Eu și-am avut de spus, eu da m-am spus. Eu prima dată vin la tine. N-am știut că așa-i de ghine. Așa-i de ghine și frumos. De parcă nu m-aș și s-o întors cu fața Dumnezeu la mine. Să și clar și vreau la poartă în inel și v-am pus. Să creadă tăți că undeva-s dus. Vecinii dormi nici habar nu au. Prin curte îmblă dislegat bau-bau. Pachetul uitare înseamnă că-i plin. Ușor-i greu înseamnă că-i cujin. Tu ești aici, ai vrut înseamnă că eu singură nu te-am tras de mânecă. Eu nu știu ce-am pierdut la tine. Dar văd că până când-i tine. Și n-am crezut, încep să cred ce-a fost, am văzut și este văd. Și n-am dovedit, rămâne în mâine. Să și e clar ce vreau, începem cu. Eu te-ntreb, tu numai nu zână. Adam și Eva de care haine aveau. De acelea îmbraci și tu, îmbrac și eu. Luzița scoate-o și agață-o în cui. Fustița uite-o fost și dam-o noi. Eu te ajut, tu numai țâncă vrei. Și-n 3 secunde ești numai-n cerșei. Și ne-ar șede cum eu mitică. Numai-n cerșei și restonică. Cum îți e țară și de amu. Să ai și ai și restul nu. Și nimeni n-are și să țâcă. Și țară și de cum tu mitică. Numai-n cerșei și restul nică.
Cu mâinii arăși de amuțăm și am jăresc nu și nimeni n-are ce să zică. Schimbată locată, eu și cu fratele deodată ne-am întrebat de ce și cum. Am gata, pe suflet mi se pune pata, ei cum se lămurește lui tata, te așteaptă cineva în drum. Răspunde, să rămă să găsesc de unde și fratele în trei secunde ne schimbă soarta la băieți. Da, tata, n-o vrut deodată să ne bată, până o găsit sărma înlăcată și-n fundul veșului pietăți. Și-am încercat să nu încerc, dar nu mi s-o prinit deodată. Cu rău tati cât o încerc, de poloboc ori mai lată. Și chiar și dacă vreau să fug, precis că nimănui nu-i pasă. Și eu știu câteți care să ieși, să duc, dar eu rămân acasă. Da, mama, își dă seama că borcanii numai rama și zama din porcul nostru a rămas. Of, oftează mai ședi, oricum speranța nu și-o pierde, se vede, cu grijă schimbă iar lăcata și crede că te-ți o terminat de azi. De azi, de azi, da mâini, gata din mâini. Promit că nu vorbesc cu nimeni și numai nimai eu să-mi lur pe mine. Că m-am săturat atâta să ard. Da iară, până mâine vine întâi de sară și tata-n drum ne prinde iară pe tăți mogilă lângă gard. Să fug nu pot, să stau nu vreau, să zic că nu mai fac, nu crede. Și interesant e tata meu, mănâncă numai nu catalete. Și cât de ies nu s-ar schimba, lăcata n-are nici o jină. Noi chei facem chestii că de grabă jinul să termină. Dacă noi facem câte o trăsnaie acasă, tata mai întâi ne bătește, pe urmă ne întreba de ce am făcut. Pentru că dacă noi reușim să dăm răspuns la întrebare, dăm tata nu mai vede prin ce să ne mai bată. Și țin minte... Țin minte într-o seară, am făcut eu nu știu ce am făcut și tata m-a bătut cu curaua. Și eu am așteptat el să se culce, m-am dus în cui, i-am scos, am luat curaua din cui și am tăiat-o bucățele cu o foarfica. Și cam știem ce mă așteaptă după asta, dar știem oricum mă bate și am fugit de acasă. Dar unde am fugit? Am fugit la Vasile Mangu, în Mahala. M-am dus la dânsul, am tras o două pahare să nu mă tem să mă întorc înapoi acasă. Am mai stat vreo două ore la dânsul și când mă întorc eu acasă, când mă uit de departe, la jumătate de noapte, când mă uit, lumina arde în curte. Zic că ghine noi. Dacă la ora asta mai arde lumina în casă, ghine noi. Când mă apropie mai aproape, când mă uit, dar tata îmbla pe o gradă. Zic că asta e rău. Când mă apropie mai aproape, dar tata fuma. Dar tata până atunci nu fumase niciodată. Zic că asta e rău de tăt. Mai departe, ce s-a întâmplat și cum au mers lucrurile, a să aflați din piesă. Piesa Cureaua.
mă întâlnesc la bat. Da, 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 prin o grădă merge. Niciodată n-o încercat să se apuce de fumat. Dar azi îmi pare ca să încerce. Treaba lui. Păi dintr-o prima oară când al văd pe tata meu fumând și fără somn la oara asta. Am două garduri de sărit să ajung de unde am fugit, deschis dacă ar și fereastra. Gard mai greu mă țin, cu atât noroc îi mai puțin. Dă-te mă prin pe tata-i jene, n-o priceput curaua cu care m-o bătut. De ce e taietă o gațele? Și eu nu. Prima oară când al văd pe tata meu fumând și fără somn la oara asta. Am două garduri de sărit să ajung de unde am fugit, deschis dacă și fereastra. Păi dintr-o prima oară când au văd pe tata meu plângând și fără somn la oara asta. Am două garduri de sărit să ajung de unde m-am pornit, deschis dacă ar și fereastra. Știți cum se spune că pe om o bate tare ușor să-l pui cu deasâna, să facă și ei și vrei el. Piesa s-a însurat băieței. Băieții și-au dat soții, nu mă uit când ești unul, nu poti soții. Cum să lasă sara, toti să înțeleg și pleacă, numai eu nu mă însor. Cum ar și mai răbdoleacă să văd alții, cum să-l unică și tund în bară. Numai eu de tine și ni stau cu fietele pe afară, dar într-o sară gata, uite, iesă luna. Ala întrebe tata dacă să mă însor cu una. Numai nu știu fata care vrea să o iute soții. Tot e plac de tare cât și e-mi plac și mie. Să-ți ajute domnul, dar spun că mă pe mine nu uita și
spune tata. Eu de-am fost ca tine și înțelege tata, nu înțelege nică. Principalul, fata care-mi place, da, să zică. Dar pe urmă restul să face bani să știe și puțină sănătate. Măcar pentru anii mie, când mai multe vrei, nu vrei cu timpul. Când apare cineva de sus, uită și ne dă la fiecare. Uite, de exemplu, Zina, ce-o avut și are. Are 1,5 metri, numai de chișoare. Numai zic de buzele care vrei, cu buzele să le achipui. Nici nu-i pot închipui, măcar cum aș putea să-mi închipui. Ori de ochii care are mare, ca mare așa dintre. Dacă s-o uitat la tine, tot mai vrei să uite încă. Dar s-o vezi fi clară, clar, ți-ai fără de dor și poate. Poate tot și poate o fată și ceva mai poate. Nu știu ce, dar tot ține arăși. La tăzile chine, mai ales când stai o noapte. O aștept și ea nu vine, dar și dacă vine, nu știu alții, dar eu pe-o sară pentru fata asta dulce-s gata să mușesc o vară. Valea stă în vale, dar lidă-n deal trăiește. Lealea încă îi mitică, dar de grabă crește. Ca să zică nina-i mare, nu zică, dar oricum e bună. Că noi singure acasă, eu îi sun și ea îmi sună. Noi de vorbă, fără de vorbă, dintr-o vorbă ne înțelegem. Dacă avem de ales din două, da și nu, noi da alegem. Nu mai zic de raia, ia du-i din mine. Când mă uit la dânsa, frate, ni se face chine. Am mai ales când se apleacă vântul, nici că rochiu. Eu mă fac, nu văd nică, dar nici vă leu ochiu. Vă leu tăcini, sunt nici că și procut mă doare, doare, da mă uș-ntrece-ntrece. Și apă iar mă doare, dar mai tare și-au mai tare îmi place din Marica. Are una piesă importantă, jucărica. Numai cât te joci cu jucărica, după ce se strângă ea, că asta înțeleg și eu. Jucărica, dar pe urmă puși, că dacă te prinde tata lui Marica, ori din soară cu dânsă, ori ți-a rupești ți-a jucărica. Dar eu slabă de șire când mă uit la fete. Ori mă duc la mănăstire, ori mă sor cu tăte. Dar și dacă-i drept când viață, omul are numai o viață. Păi cred că mănăstirea e pe doilea loc din față. Dar pe primul loc rămâne așa cum trebuie și rămân. Mă însurăm o leacă, două leacă las pe mâine. Da, la 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 la. Da, 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 da. La un loc ce înseamnă să ai noroc. Cum pică sara, tătrâși înflânarea. Deși-i clar când muzica cântă, tă-ți domnsează. La noi în sat joc, la mine nimeni nu-i acasă. Dar peșul e deschis, precis. Eu știu că tăți așteaptă să se întâmple. Și odată n-am vrut, dar am promis. Și chiar se întâmplă le mango, în foaie șlango. Și dispoziția ne întră în voia tăta. Cât este de băut, eu n-am știut, eu n-am crezut. Dar m-am priceput că până află tata. Una balerca-i gata. Dar noi de alta ne apropiem și iară o luăm de la înșepot. Tot scoate-i vrana, rupi șepul, dar ridică-l din mund în sus, cât mai sus. Eu scot borcanul cu jumere, vă două șepe, o pâine și șeva în plus. Îmi bei și la mine, la tățile-i ghine. Cine între tăți vor încă lângă coloboc și nimeni nu se dădu. Aici pe-i fără mormânt,
nici mai schimb o vorbă. Și uite așa petrecem ziua de azi, că mâine încă nimeni nu a ajuns când colohopa și ne pasă-n pungi cu ușă de lobești. Eu mă ridic feresc, zăvorul mă uit de vecină și pot să-i zic, hai repede treci, te așteaptă băieții, vecina ta. Ușor s-a pleacă, deodată se ridică la tăți băieți, dispoziția și ceva în plus. V-am spus că de-atunci și acasă nimic nu s-a dus și tăți în tine. Pahar după pahar pentru vecină și pentru sănătate clar. Și cred că m-ai plăcut în moment din țara asta. Nu căuta că nu, nu căuta că nu. Nu aștepta ziua de mâine, nu căuta pe cei de ieri că de m-au s-a dus. Nu căuta, nu. Vasele, mango, foaie, șlangul, vecina vine, faci și vine și s-a dus. Amintiți de ultima oară când ați fost în Bacău? Am amintiri numai bune. Pentru că ați văzut și singuri publicul care a fost. Am un public selectat care vine cu adevărat să asculte ceea ce eu cânt. Eu am plăcerea să cânt față de așa public și cred că e primul concert la care am stat și am cântat atâtea piese după ce am încheiat concertul. Cum ați fost primit de publicul băcăuan? Foarte, foarte frumos. Aveți un public extraordinar și mi se pare că fiecare artist care cântă orice gen de muzică ar cânta, ar avea plăcerea să aibă în față așa public. Ce ne pregătiți pe viitor? Proiecte noi. Cleopatra o să scoată de grabă propriul ei album. Ea singură scrie versurile, scrie muzică, cântă la pian foarte frumos. Acum e clasa a treia. Anul ăsta o să scoată un album. O să auziți cu siguranță când o să fie. Lansarea o să aibă la București. Eu mai lucrez la un proiect. Am început să lucrez. De grabă Cezar o să se lanseze, acel micuț. Și mergem înainte.